Urmează știrile Agro TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Dacă vrem să facem agricultură performantă, este important să știm cu ce să o facem, cu ce echipamente, cu ce tehnologii și cum să ne folosim de aceste mijloace. De aceea, echipa Agro TV este prezentă în Germania la Agritehnica 2019, cel mai important târg internațional dedicat agriculturii și industriei agricole. Aproape 3.000 de super expozanți din toată lumea își vor prezenta noutățile și inovațiile la Agritehnica, cea mai mare expoziție de mașini agricole din lume, care va avea loc în centrul expozițional de la Hanovra până pe 16 noiembrie. Ne aflăm aici la standul României de la Agritehnica. Cu ce se prezintă România la Agritehnica în 2019? Este a treia noastră participare la Agritehnica și de data asta am venit mai pregătiți ca oricând, în sensul că avem mostre, fiecare firmă și-a dus mostre și machete, astfel încât pregătirea noastră să fie la nivelul prezentării celorlalte companii străine. În standul nostru ne lăudăm că avem atât tractorul românesc, noul tractor românesc, cât și remorcile de la Pop Industry, o remorcă specială de data asta, de capacitate mult mai mare. Avem selectoarele de la Iuriaghi, tot așa cu niște brevete importante, niște site speciale. Avem firme noi de soft, firme care fac soft special la nivel european și chiar mondial comparativ cu ceea ce există în momentul de față, sau chiar noutăți care încă n-au mai făcut alții și ne mândrim cu asta. Avem soft pe partea de silozuri și soft pe partea de management al agriculturii și management pe fiecare zonă în parte. Câte firme românești avem în total la Agritehnica? De data asta avem 8 firme. Minimul sau limita noastră minimă este de 5 firme ca să se poată organiza un pavilion național în domeniul ăsta al echipamentelor agricole, dar în acest an avem 8 participanți și, așa cum v-am spus, fiecare prezentându-se cu mostre și cu produsele lor pe care le fac. După cum puteți vedea în spatele meu, expozanții și-au ocupat deja locurile la standuri și așteaptă vizitatorii veniți din toată lumea să le prezinte cele mai noi apariții în materie de tehnologii agricole. Vă vom ține la curent cu toate noutățile, așa că stați cu ochii pe Agro TV, pe jurnalul nostru de știri, pe emisiunile noastre și nu în ultimul rând pe site-ul nostru agro-tv.ro pentru imagini inedite de la Agritehnica 2019. Colegii mei trimiși în Germania au stat sau vor sta de vorbă cu producători de utilaje și tehnologii veniți din toată lumea, cu jurnaliști specializați în agricultură, dar și cu oameni de rând sau fermieri vizitatori, pentru a vă oferi o viziune de ansamblu asupra agriculturii moderne. Rămâneți conectați pe întreaga platformă media Agro TV pentru ultimele noutăți de la Agritehnica 2019. Doamnelor și domnilor, suntem aici la standul John Deere de la Agritehnica 2019. După cum puteți vedea în spatele meu, este o adevărată desfășurare de forțe, dar mai multe ne poate spune Adrian Călin, reprezentantul John Deere de aici, așa că haideți să stăm de vorbă cu el. Agritehnica 2019 este o revoluție și pentru John Deere. John Deere a investit mult pe partea de agricultură de precizie și inovație și anul ăsta vedem deja rezultatele cercetării și muncilor de până acum. Avem utilaje autonome, utilaje electrice, da, cu autonomie și putere mare. Avem drone pentru ierbicidat selectiv, ca să aplicăm produs doar pe buruiană. Și noutatea târgului, pe lângă toate acestea, este noua combină John Deere X9. John Deere este și, să zicem, marele câștigător al acestui târg, are medalia de aur. Ce ne poți spune despre tehnologia care a câștigat această medalie? Da, medalia de aur a fost câștigată tocmai pentru inovație și pentru tehnologia de agricultură de precizie. Clienții noștri, cel puțin la noi în România, clienții sunt destul de deschiși la tehnologie. Cu ce vă prezentați aici la Agritehnica în 2019? Anul acesta suntem foarte bucuroși că am putut să venim cu un produs nou, cu noul tractor agricol Tagro.
Utilaj care este proaspăt scos de pe linia de producție, lansat anul trecut la Indagra și acum, anul acesta, am ajuns și la Agritehnica. Ce impresie aveți de la vizitatorii standului dumneavoastră aici? Deocamdată foarte bună, lumea este surprinsă, unora nu le vine să creadă că în România din nou s-a reluat producția de tractoare agricole. Cândva știau că se produceau tractoare, dar la un moment dat s-a pierdut firul și acum sunt surprinși să afle că se produc din nou. Și am avut și surprize plăcute, în sensul în care o parte dintre vizitatorii care au fost astăzi deja știau despre noi, știau că se produce un utilaj nou, știau de IRUM și știau mai ales de partea de utilaje forestiere pe care o producem noi de mult timp. Lucru care ne ajută pentru că, din păcate, brandul de țară nu e unul foarte apreciat în afară, dar se pare că experiența noastră și prezența în piață de atâția ani își va arăta acum roadele, practic. În cursul lunii octombrie 2019, direcțiile județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a municipiului București, au efectuat aproape 11.000 de controle în unitățile din industria agroalimentară. Au fost verificate activitățile din domenii precum fabricarea produselor de mărărit, a pâinii și produselor de patiserie, altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și unități de depozitare. În urma controlelor efectuate au fost constatate o serie de neconformități și, ca urmare a neregulilor, au fost acordate 114 amenzi în cuantum de peste 490.000 de lei. De asemenea, în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, aditivilor și substanțelor interzise, precum și testele necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate. Da, investițiile înseamnă bani mulți, dar altfel nu se poate. Inspirați de expozanții de la Târgul Internațional Indagra, de câteva zile, colegii mei de la Știri vă prezintă soluții inovatoare esențiale în industria agricolă. Astăzi continuăm seria reportajelor și vă aducem în atenție o soluție inovatoare privind o tehnologie dedicată crescătorilor de animale, o adăpătoare care să nu fie afectată de temperaturile sub pragul de îngheț. Mai important este igiena ei, da? Atunci eu desfac, are un dop mare, pe care îl desfac foarte ușor, vedeți? Pot să bag mâna în el și cu perea, odată rapid am curățat-o și în partea din spate are un... robinet plutitor care menține un nivel constant de apă în ea. Când ea este plină cu apă, apa ridică bila. Este o bilă din plastic care închide și etanșează adăpătoarea ca să nu intre aerul rece la ea. Da? Ea este izolată, are izolație care nu permite ca să înghețe apa din adăpătoare. Ca și mod de funcționare, funcționează fără curent. Foarte simplu. Este prin căldura pământului, așa se spune. Deci vin cu o conductă de apă la un metru sub ea, da? Acolo pământul nu îngheață, da? Și ies exact sub ea. Pun o rolă din plastic care mă racordez cu de adăpătoare printr-o țeavă, da? Și căldura pământului, da? Căldură, că fiind pământ neînghețat, este cald, mai cald decât cei minus 20, să zicem, de afară. Cea căldura se ridică și mi încălzește fundul adăpătorii și o menține ca să nu înghețe. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii reamintește tuturor fermierilor și operatorilor din industria agricolă că în acest an au fost lansate mai multe pachete financiare dedicate garantării investițiilor. Importanța acestor servicii este foarte mare, având în vedere implicațiile care decurg în activitățile curente ale entităților din agricultură. Noutatea anului 2019 este faptul că am lansat produse de garantare dedicate susținerii achiziției de teren agricol pentru extinderea exploatațiilor agricole până la o suprafață de 750 de hectare și de asemenea pentru garantarea finanțărilor necesare pentru implementarea proiectelor prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, Programarea Financiară 2014-2020 și, de asemenea,
tot pentru mediul antreprenorial din zona rurală, o noutate benefică pentru această zonă este faptul că prin programul Startup Nation, dacă în ediția 2017 comisionul de garantare a fost de 3,8%, începând din vara acestui an, comisionul a fost diminuat la jumătate, deci la 1,95%, măsură care a fost luată prin analiza fluxurilor interne și este menită să reducă costul de finanțare pentru fermierii sau pentru tinerii antreprenori din mediul rural care accesează programul Startup Nation, atât pentru înființarea de societăți comerciale care au profil de mărărit panificație din zona de prelucrare a laptelui și procesarea cărnii și alte activități din spațiul rural, astfel încât să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă, la creșterea calității vieții și, în final, la atractivitatea spațiului rural. Veniturile din sectorul de prelucrare și conservare a cărnii din România au scăzut în 2018 cu aproximativ 19% față de anul anterior, în condițiile în care pesta porcină africană a șters peste 1 miliard de lei din cifra de afaceri a companiilor de profil, relevă un studiu realizat în România de o sursă independentă. Conform datelor ANSVSA, în România sunt înregistrate aproape 1000 de focare de pestă porcină africană cu doar 2 luni înainte de Crăciun. O cercetare de piață a strâns datele a 507 companii care au depus situații financiare pentru anul 2018 și care au generat o cifră de afaceri consolidată de 4,96 miliarde de lei. Din cauza dificultăților financiare în creștere, companiile din acest sector își plătesc furnizorii cu aproape 3 săptămâni mai târziu, crescând dependența acestora de partenerii de afaceri. Cu toate acestea, 35% dintre companii au înregistrat o pierdere netă la sfârșitul anului 2018, 17% dintre companii având o pierdere mai mare de minus 20%, iar 7% dintre companii au generat profit peste 20%. Creșterea marginală a profitului se datorează aproape exclusiv creșterii prețului în contextul excesului de cerere peste oferta disponibilă, aceasta din urmă fiind afectată pe plan domestic de virusul PPA, se precizează în cercetarea de piață făcută de o companie privată. În același studio este relevată situația dificilă a companiilor de procesare a cărnii care activează în România. Veniturile consolidate date scad la minimul ultimului deceniu, jumătate din companii sunt supraîndatorate, iar datoriile fiscale restante înregistrate la primul semestru din 2019 sunt la maximul ultimului deceniu. Virusul pestei porcine africane a tăiat aproape 20% din veniturile companiilor din acest sector, pierderile fiind estimate la aproape 1 miliard de lei. Spaniolii din regiunea Andaluzia se tem că vor rămâne cu căpșunile neculese pentru că nu mai găsesc muncitori zilieri. Cu toate că oficiul de forță de muncă a anunțat că se caută 10.000 de muncitori zilieri în agricultură, la fermele de căpșuni doar 600 de oameni au depus cereri de angajare. Toate acestea în ciuda faptului că numai într-o regiune sunt înregistrați 9.000 de șomeri, toți proveniți din agricultură. Spaniolii, dar nici românii pe care se bazau, nu mai vor să culeagă căpșuni. La începutul anilor 90, spaniolii din toată Andaluzia mergeau să culeagă căpșunile din Huelva la fiecare campanie de recoltare. Mai târziu ei au avut alte pretenții salariale și, drept urmare, au fost înlocuiți de zilierii din Est, cei mai mulți din România. În prezent nu mai vin nici românii, iar fermierii spanioli se tem că vor rămâne cu recolta pe câmp. Muncitorii români nu mai sunt mulțumiți de banii primiți. Fermierii plătesc salarii cu mult sub acordul în vigoare, conform căruia ziua se plătește între 42 și 44 de euro. Se acuză și anumite practici ilegale, cum ar fi neplata de asigurări sociale și medicale. Cum păstrăm tradițiile? De ce trebuie să avem grijă ca nimic din moștenirea lăsată să nu se piardă? Sunt doar două întrebări importante la care cei care se dedică istoriei rurale încearcă să găsească răspunsuri sustenabile în prezentul care uneori nu ține cont nici de tradiții și nici de moștenirea strânsă în sute de ani de existență. Colega mea de la Iași, Raluca Daria Diaconiuc, a descoperit niște inimoși din Moldova care, prin evenimentele pe care le-au gândit, protejează zestrea rurală. Meșteri populari din România și Republica Moldova au fost prezenți pe esplanada Palatului Culturii din Iași la cea de-a 12-a ediție a manifestării culturale interactive Meșteri și Meșteșuguri tradiționale din Moldova. Este o paletă diversă de meșteșuguri reprezentate
prin meșterii populari autentici din zona Moldovei de o parte și de alta a Prutului, dar și din alte zone etnografice ale țării. Pentru că ieri a fost sărbătoare, nu m-am stat de vorbă cu vizitatorii și eventual cumpărătorii, le-am explicat și au fost foarte receptivi la ceea ce înseamnă tradiție, le-am explicat și câteva noțiuni practice, cum să deosebească un produs tradițional autentic de un chici, e vorba în special de ei, care au năpădit piața românească și e păcat să nu putem să valorificăm produsele noastre autentice ale meșterilor populari din sate care lucrează. Astăzi, fiind o zi frumoasă, așteptăm copiii, așteptăm nu numai copiii și adulții să vină să ne viziteze. Meșterii populari vor face demonstrații, iar copiii care vor dori vor învăța și ei un pic din aceste meșteșuguri. E vorba de o inițiere și de o cunoaștere, pentru că noi avem un logo al asociației noastre care spune o zicătoare populară că meșteșugul vreme cere nu se învață din vedere. Ca urmare, ei pot să vadă că există asemenea meșteșuguri și să știți că am constatat de atâția ani de zile că atunci când copiii știu despre ce e vorba, le cunosc, le și îndrăgesc și le și respectă. Ca să nu mai vorbesc de partea aceasta practică. Pentru că noi, după cum bine știți, facem mai multe evenimente, printre care și tabere și ateliere de lucru cu copiii, tocmai ca să transmitem către tânăra generație această bogăție a poporului nostru. Publicul a putut să redescopere în expoziția cu vânzare obiecte meșteșugărești autentice. Ideea de a mânca flori nu este una nouă. Cercetările arată că românii foloseau flori la gătit, la fel ca și în cultura chineză din Orientul Mijlociu sau din India. În Roma antică, florile comestibile de violete și trandafiri erau folosite în bucate, iar lavanda era folosită în sosuri. Colegii de la Cotidianul Agricol vin cu informații interesante despre aceste flori care ar putea reprezenta o soluție pentru dezvoltarea sectorului horticol. Cercetătorii examinează beneficiile pentru sănătate ale florilor comestibile. Într-o casă de lângă Nisa, în sudul Franței, florile comestibile sunt vedeta spectacolului. Oamenii de știință clasează diverse soiuri în funcție de anumite caracteristici, precum gustul. Proiectul Antea este o inițiativă unitară a celor din Franța și Italia, sprijinită de politica de coeziune a Uniunii Europene. Această strategie își propune să consolideze coeziunea economică și socială. Florile comestibile sunt un produs foarte fragil, cu o durată de viață scurtă. Oamenii de știință analizează diferite modalități de conservare a acestui produs, inclusiv depozitarea la rece în frigidere sau uscarea florilor, cu ajutorul unor uscătoare solare sau electrice. Florile au fost întotdeauna un ingredient tradițional în rețetele bunicilor noștri, găsite atât în Liguria, în Italia, cât și pe partea franceză, în special în Văi. La început am avut puțini producători asociați cu proiectul, însă acum în Italia și Franța avem între 60 și 70 de producători, a afirmat managerul de proiect în cadrul Antea. Se vorbește tot mai mult în ultima vreme despre modul de viață sănătos, dar în goana după tinerețe, fără bătrânețe, s-a cam uitat de comorile pe care ni le oferă natura. Ați bănuit vreodată că tescovina, căreia în poporii se mai spune boască sau boștină, poate fi un medicament natural anti-îmbătrânire, firește consumată cu moderație. Folosită de obicei ca furaj pentru animale sau cel mai des aruncată, tescovina de fapt ne poate apăra și de boli. Mai exact, întărește sistemul osos, alungă durerile reumatice, luptă cu osteoporoza, dar combate și infecțiile, alergiile de orice natură, detoxifică, îmbunătățește circulația sângelui și vederea. Tescovina este un adevărat depozit de resveratrol, ce se găsește din abundență în coaja și pulpa strugurilor roșii. Depășește de 50 de ori capacitatea vitaminei C, iar cercetătorii îl consideră cel mai puternic protector cardiovascular. Doar unii experți în medicina populară folosesc acest produs sub formă de tinctură, pulbere, siropuri și ceaiuri. Adevărata sursă a frumuseții se conține și în creme sau alte produse cosmetice. Cine știe, poate de mâine n-o să mai vedeți în tescovină un simplu amestec de coș, pulpă și semințe, ci un adevărat elixir al sănătății.
Fructele de păducel se culeg la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, înainte de prima brumă. Atenție! Fructele trebuie să aibă culoarea roșu intens. Nu trebuie nici să fie rozalii, nici un roșu închis. Se usucă în locuri fără umezeală timp de circa 2-3 săptămâni, dar păducelul nu este numai o plantă decorativă. El este una dintre cele mai puternice plante medicinale cu un rezervor uimitor de substanțe bioactive. Păducelul. Păducelul roșu, Crategus monogina, și păducelul negru, Crategus oxyacantha. Se știe de foarte multă lume că păducelul, aproape toată planta, poate fi folosită în scopuri medicinale. Începând cu înflorirea, se pot recolta florile cu frunzele. După aceea se pot recolta frunzele separat, se poate recolta coaja de pe tulpinile tinere și acum toamna se pot recolta fructele. După cum vedeți, am fructe de păducel roșu și fructe de păducel negru. Ce au acestea negre în plus? O cantitate mai mare de vitamina C. Păducelul este o plantă extraordinar de bună pentru inimă, dar atenție, cei care suferă de inimă trebuie să ia preparatele de păducel cu acordul medicului. Eu mănânc câte 5, 6, 10 fructe seara la culcare ca să pot să dorm liniștit. Dar după ce se recoltează aceste fructe, se pun la uscat, putem să facem și un decoct. Un decoct din o lingură de fructe la o cană cu apă și băută seara înainte de culcare. Încă o dată repet, nu se ia produse, celelalte produse de păducel, decât cu acordul medicului dacă avem probleme cu inima. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. În continuare vă invităm să urmăriți Agrometeo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în nopțile precedente, îndeosebi în centru, nord și în nord-est, minimele urmând a se încadra între minus 2 grade în depresiunile Carpaților orientali și 12-13 grade pe litoral. Cerul va fi mai mult senin, except în zonele joase de relief, cu precădere cele din sudul și estul țării, unde, mai ales din a doua parte a nopții, local vor fi nori joși și pe arii restrânse ceață, posibil asociată trecător cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special pe creste, unde rafalele vor atinge viteze în jurul a 80 de km pe oră, dar pe arii restrânse și la cote mai reduse și în sudul Banatului. Mâine, valorile termice în creștere față de intervalul anterior se vor situa cu mult peste cele climatologic specifice pentru a doua decadă a lunii noiembrie, maximele urmând a se încadra între 15 și 24 de grade. În vest, sud-vest și în centru, precum și în zonele montane și submontane aferente, vor fi înorări, în special spre seară, când izolat va ploua slab. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață, posibil asociată cu burniță, local în primele ore ale zilei. Vântul va avea intensificări la munte, în special pe creste, unde va sufla cu peste 100 de km pe oră, dar local și temporar la cote mai reduse și în restul teritoriului.